Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem o știre bravo pentru începutul bun al săptămânii. Este prea devreme, mi-e frică. E cu o amendă de 15.000 de lei. Așa. Pentru un domn șofer din Galați care a aruncat un muc de țigară pe geamul mașinii și a refuzat să ridice de pe jos când i-au cerut jandarmii să facă asta. Și asta Elveția. Mi se... Da. Mamă, ce e în Galați, e tare, dar nu e prima dată când am dat știri din Galați cu amenzi pentru cei care aruncă gunoaie pe stradă. Bravo, deci Galați e... Crezi că se practică la scară largă în Galați? Da, nu știu ce se întâmplă, dar mereu apar știri de acolo. Dacă ne scrie Ema acum, imediat. Da. Dar asta nu înțeleg cum e cu bolidul de lux, pentru că formularea pe care am găsit-o eu este șoferul unui bolid de lux. Scrie. Și aș vrea să... Asta e unul dintre clișeele cele mai des întâlnite și, mă rog, după umila mea părere, enervante în lumea gazetarilor. Asta, iadul alb, fiarele contorsionate și mai sunt câteva. Băgăm mâna în buzunar. Da. Dar asta cu... Da, va trebui să băgăm mâna în buzunar mai adânc pentru că s-au scumpit facturile și așa mai departe. Ce definește un bolid de lux? Aș vrea să întreb. Aș vrea să vă întreb, prieteni, dacă aveți idee de la ce nivel de echipare în sus, preț, cai putere, începe o mașină să fie bolid de lux. 0728 3D1 3D2. Deci, ce? E mișto, serios. De 0728 3D1 3D2, mesaje scrise ca să putem să le dăm chiar acum. Zice, ține preț? De la ce preț în sus? Este... Nu cred că ține de preț. Da, și eu zic că nu ai de unde să știi prețul la noi. La noi cei mai mulți boliji da. De lux da. Au 15-20 de ani vechime și nu mai știi prețul. E greu de... Prețul diferă. Estimat. Păi și atunci cum îl definești cu prețul inițial? Trebuie să aibă măcar 2000 de cai. 2000 de cai, ești nebun. De 2 litri motorul. Păi da, așa. Măcar. Trebuie să fie tunată. Măcar 2 litri, știi? Deci, poate fi bolid de lux și netunat. 2 litri? Înseamnă că jumate din mașini din țara asta sunt bolizi de lux de chiar, peste 2 litri. Sunt mulți de ăștia prăpădiți cu de-astea noi de un litru de 900 de centimetri cubi. Așa? Așa. Trebuie să fie un brand puternic nemțesc. Asta, da. Dacă-s japonez, astea nu-s bolici de lux niciodată. Honda poate să fie vreodată bolici de lux? Niciodată. Și... Toyota? No, nici Suzuki. Niciodată. Exclus. Exclus. Avea un bolid de lux Suzuki Jimny. Da. Nu merge. Avem mesaje, deci... Hai, trimite-te, și... serios vorbesc. Peste e nenorocire, de la 50.000 de euro în sus și peste 300 de cai. Fii serios. 300 de cai. Când prețul depășește valoarea garsonierei sau bordeiului în care locuiește în chirie proprietarul. Adevărul că am văzut în parcările unor blocuri din zone nu chiar atât de scumpe ale capitalei. În parcările unor blocuri, adică la trotuar. Da. Așa, am greșit. Da, uite... Am greșit. Am văzut diversi boliți de lux în mod evident. Parcați sub garsonieră. Exact. Am mai găsit un mesaj identic, zici că-ți vorbiți. Ia. Peste 300 de cai și 50.000 de euro. Peste 300 de cai și 50.000 de euro. Aceste două cifre apar deja în două mesaje. Mamă, deci n-am avut bolit de lux în viața mea. Nici cum facem să ne luăm și noi un bolit? Nu putem să... Da. Bolidul de lux la mâna 7-a mai e bolid de lux? Adică dacă ți iei... Poate fi bolid de lux, da. Un Mercedes, BMW, Audi, ceva de genul ăsta, vorba lui Luca din 2005. Bine întreținut, un bolid... Deci, un Audi A44, să zicem, 300 de cai, 315 cai... E bolid, tată. Din 2005... Lux. Doar o bătrânică a avut, se ducea la supermarket duminica. Da. E lux. E lux ăsta, da? Deci șoferul din Galați, bărbat în vârstă de 37 de ani, a fost observat de un echipaj de ordine publică exact în momentul în care a aruncat țigara pe geamul mașinii, în fața autospecialei jandarmeriei și tupeu. Oamenii legii, asta este o altă... Oamenii legii, da. Da, clișeu. Paznicul din parc este omul legii? Da. Paznicul din parc care dezumflă roțile copiilor care intră cu bicicleta... Nu e omul legii. Stai puțin. Nu e omul legii. E polițist local? Nu știu, eu întreb, paznicul din parc în general e polițist local, eu n-am văzut altfel de paznici. Bun, deci omul legii. Paznicul de la supermarket sau de la bancă nu e omul legii. Păi și în parc la fel, poate fi o firmă angajată. E omul firmei. Deci, oamenii legii au atras atenția șoferului pentru gestul făcut. Bă, nesimțituri. Și i-au solicitat să ridice mucul de țigare de pe jos. Moment în care acesta, scrie G4 Media, a afișat o atitudine sfidătoare la adresa jandarmilor.
Acum, credeți că i-a înjurat? Adică atitudinea sfidătoare că le-a zis de mamă sau ceva? Sau nu și-a permis totuși cheia să meargă chiar atât de departe? Da, amenințându-i cu un presupus avocat cu care discuta la telefon și și-a văzut de drum. Întrucât a refuzat să se conformeze solicitării, el a fost sancționat de jandarm cu amendă în quantum de 15.000 de lei. Imaginez că a fost și o urmărire dacă n-a oprit la somația jandarmilor. Eu aș vrea să aflu și continuare. Și trebuie să vorbim cu colega noastră, Emma, din Galați. N-am nicio reacție de la ea și mă îngrijorează. Doarme la ora asta. Deși ea cred că a fost grevă ceva și cred că a avut treabă. Trebuie să vorbim cu ea și să ne țină la curent. Dacă acest domn cu bolid de lux va și plăti amenda de 15.000 de lei vreodată în viața de exclus. Exclus? Da, scris eu. Tu ai și multă încredere în sistemul legal din țara asta. Vin în continuare mesaje. Cu bolidul? Cifrele astea, 50.000 de euro, au mai scăzut la cai. Adică sunt cu 200 de cai. A, 200, 300. Deci ideea e că dacă nu e 50.000 de euro, nu e bolid de lux. Și dacă n-are 200 de cai, nu e bolid. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.